Caz halucinant, o femeie a stârnit indignare online după ce a anunțat că dă naștere celui de-al doilea copil alături de fiul său vitreg. Marina, în vârstă de 37 de ani, are deja o fică cu acesta, pe care l-a crescut de la vârsta de 7 ani. Conform știri de Cluj, tatăl tânărului pe numele său, Alexei, în vârstă de 47 de ani, a fost abandonat de Marina, care l-a ales pe fiul său în loc, cât timp băiatul era încă student. Cuplul, care este căsătorit, deși nu este clar când s-a întâmplat asta, a început o poveste de dragoste în timpul vacanțelor, atunci când băiatul venea de la universitate și îl lăsa pe fostului partener să aibă grijă de cei 5 copii adoptați, notează Daily Star. Rusoaica a spus într-o postare pe Instagram: am aflat despre noua sarcină când eram într-o stațiune de la Marea Neagră. Comentariile online variază de la confuzie, furie și șoc până la fericire pentru cuplu. După ce și-a dezvăluit relația cu fostul ei fiu vitreg, ea a mai specificat: atât de mulți oameni îmi spun să mă machiez, să-mi pun gene și să-mi ondulez părul din cauza tânărului meu soț, dar de fapt s-a îndrăgostit de mine de toate cicatricile mele de la operațiile plastice, celulita, pielea excesivă și personalitatea, și nu vreau să par mai bună decât ceea ce sunt. Femeia a povestit de asemenea cum a insistat asupra unui acord prenupțial, astfel încât să-și păstreze toți banii și bunurile în cazul în care ultima ei căsătorie se încheie cu un divorț. Fostul ei, Alexei, le-a spus cu amărăciune jurnaliștilor: mi-a sedus fiul, nu avusese o iubită înaintea ei, aș fi iertat-o că înșală, dacă nu ar fi fost fiul meu. Individa are peste 620.000 de urmăritori pe pagina sa de Instagram, relatează știri de cluj.ro.